Salutare băieți și bine v-am găsit aici la ultimul episod din Corpse Party. Data trecută țin minte că a murit fetița aia. What the fuck? O strangulează pasta fantoma. A murit fetița aia și a mai murit unul, dar am zis eu că i-a scos inima sau ceva de genul. Asta este ultimul episod, hai să sărim peste intro. Avem aici un mare, mic televizor. Se pare că au și tehnologie în lumea fantomelor. Am înțeles, un nume foarte ușor de reținut, deja l-am uitat. Ok, asta știu deja din episoadele trecute. Sunt curios cum se termină animeul ăsta. Este tot ce mai vreau să aflu în momentul de față. Să convingi criminalul să se căiască, am înțeles. Succes! Ok, deci mai sunt foarte puțini. Poate ori să moară toți la final. Sau nu știu, scapă doi, ceva de genul. Asta nu mai are bucată de hârtie. Din nou cu tremur de 7 grade. Informațiile de pe blogul ei sunt false, dar cine dracu citește informațiile alea, adică... What the fuck? Deci vorbeam și că hey Siri. Când dracu am zis eu hey Siri? Pe bune acum. N-am zis hey Siri. Ți telefon retardat. Nu știu cum a putut să înțeleagă că am zis eu hey Siri. Hai să vedem ce colorează aici fetița asta frumușică. Care niciun caz nu este moartă. Aha, hai că am înțeles, nici nu scrie singur creionul. Vreau și o fantomă de asta acasă, adică voiam să-mi facă și mie temele, ce dracu. Oh, ce fain. Ce dracu are aia la gât. Are colaj la gât. Dar cum de fantoma te poate ataca pe tine, dar tu nu poți ataca fantoma, nu înțeleg treaba asta. O, ce țâțe are fantoma, ești nebun? Yeah. Ce a făcut? I-a tăiat penisul. Stai că o bate pe ea acum, că i-a distrus sentimentele. Ce pula mea vomită asta cu aia aici? Hai că se transformă în dracu. Hai că s-a evaporat satana de aici. Ce? Ce retardată era și aia. Îi trimite la măsa pe ăștia. Haideți că a făcut mama ciorbă în seara asta. Numai că e moartă și trebuie să vă omor ca să mergeți să o mâncați. Uite fantoma asta nebună. O, schimbă țoalele, ești nebun. Orochimaru din animeul ăsta horror. Dar fetița aia mică a murit până la urmă, nu? The fuck, l-au aruncat pe geam pe director, a? Vedeți ce înseamnă, dragi profesori, să terorizați copiii? Dacă cumva vor ajunge fantome, vă vor distruge școala. Asta pică de 100 de mii de ori. Mamă, lucru mai malefic nu există. Mamă, ce de paper bombs acolo. E sigilat Dracula ăștia în cameră. În birou. Pă bune, zici că sunt sigilii de alea din Naruto acu. Fii atent că a luat asta foarfeca în mână și și-a adus aminte de nu știu de ce. De director. The fuck?
Ce dracu a făcut ăsta, mă? O mărtă pe una? Îi taie limba. Și că nu te lasă spui oamenilor, the fuck? Și aia e... Aia e moartă de mult, de fapt. O dezgropase ca să-i taie limba. Aștiau ceva cu limbile, mă, le plac limbile, ești nebun? Ce dracu se întâmplă iar? Vine cineva după ei. A, nu. S-a deschis subsolul. Asta pică pe sub pământ. A? De cine a dat? Asta... Cine e asta cu aia? Profesoara aia. Nu îmi spune că a decapitat-o, dintr-o dată. Am înțeles, fain. Oh, zici că e măcelărie de aia de porci. Hai că e normal să se afle așa ceva într-o școală, dacă e într-o școală primară. Nici nu-i prinde aici, îi măcelărește. Pe cine a adus zombiul ăsta? Aia de s-a spânzurat. Îi taie limba. Unii colecționează timbre, alții colecționează amenzi, ăsta colecționează limbi. O transformă și pe ea. A dispărut. Singurele faze hentai din anime-ul ăsta e când se ridică astea trezi, după ce au dormit vreo 17 ani. What? Chotto kikitai koto ga aru. Nan desu ka? Sakauchi ni tsukau kirehashi. Moshi jibun no ja nakute tanin no kirehashi o tsukatta. Cineva și-a pierdut bucățelele alea. De hârtie. A, până la urmă s-a omorât directorul, nu? S-a spânzurat. I-a penetrat mâna aici, nebun. Cu foarfeca. Hai, fă, du-te în pizda, mă. Trebuia să-i prindă așa cum i-a prins Naruto lui Kabuto cuțitul în mână. Îi face și lui niște abdomene așa. Îi desenează ceva frumos pe bortică. Ce e aia? E varianta ei cea bună, cum ar veni? Lol. Bă, eu nu cred că i-a spânzurat-o, cred că doar îi arată așa. Să o manipuleze. Oh, chiar l-a înjunghiat. Coaie, din moment ce e fizic acolo, ai putea să-i dai și un pumn în față, zic eu, nu? Sau e ca Obito, se dematerializează. Hai să fim din nou prietene, ca și fantome de data asta. Gata, asta e tot ce trebuia să zică și a scăpat de posedare. A omorât-o. A, are cuțit cu aia, n-are foarfecă. Acum am văzut. Se trezește și măsa? Ce dracu i-a făcut lui măsa? Directorul a împins-o din greșeală și a văzut fisa. Și trebuie să o omoare și pe fisa.
Ce sărăcie de om, coaie, du-te-n morții tăi. Acum chiar îmi pare rău pentru ele. Morții tăi de director, de ce nu-l blestem pe el? Bă, fain finalul, dacă ăsta e final. Asta e una și aceeași persoană. Naomi, sono nuigurumi o motte kite kurenai ka? Hai. Okaasan kara no prezento nan desho? Bă, fain finalul, n-am ce zice. Și am păcat sufletul. Și-au scăpat și de fantoma de care ziceam că e Orochimaru. Se unesc. Nu? Da, s-au unit. Și la revedere. Acum te pomenești că apare fantoma directorului. Sunt curios dacă se întorc ăștia înapoi. Da, e ok, doar l-a înjunghiat, i-a tăiat Matsu. Ok, dacă se dărâmă în școala, puteți doar să ieșiți afară, zic eu, că am văzut că puteți face asta. Doar ei trei mai trăiesc? Dar nu trebuie să aibă tot talismanul sau ceva? Yuka, Shinohara, Yoshiki, Suzumoto, Morishige, Yui-sensei. Ori-tachi wa zutto issho dakara na. Îmi place că ăsta e plin de sânge, dar n-are nimic al drag. Ninzu ni Sachiko 1 kuwaeta kaisu no omajinai o tonaete kirehashi doushi o kutsukeru no. Wakatta. Ja, ikuzo. Sachiko-san, onegai shimasu. Sachiko-san, onegai shimasu. Sachiko-san, onegai shimasu. Gata? Nu știu de ce, dar mă așteptam să moară toți la final. Asta a fost? Ce și-a uitat ăsta? Deja e bătrân. Ce, mă? A murit el. De ce? Să mor tu, că așa se termină. Coaie, de ce a murit el? Vreau o explicație. Dacă mai arată ceva. Dar totul sunt doar 4 episoade, cum vine asta. Sensei. Anoko wa kyou mo heya kara ippo mo detekimasen. Aikawarazu kūsou no tomodachi no hanashi o shiteimasu. Watashi ga sonna ko wa inai no yo tte setsumei suruto mita koto mo nai youna osoroshii kyousou de. Despre cine e vorba? Anna kao. Ochitsuite, okaasan. Sensei zice la doctor. Genki de hogaraka datta anoko wa. Asta e Naomi aia? A luat-o cu capul. Am înțeles. Deci cred că a lăsat loc de continuare, nu? Oare o să mai apară și sezonul 2? 2013. Deci cred că ăsta a fost animeul. Interesant. Mi-a plăcut finalul, dar nu înțeleg de ce a murit ăla. Dacă știți, lăsați-mi și voi acolo în comentarii. Chiar sunt curios de ce a murit ăsta la final. Că a folosit bucata, probabil pentru că a folosit bucata altuia. Dar na, n-au dat nicio explicație. Deci da, cam atunci cu episodul ăsta, dacă v-a plăcut, futu-ți morții mătii de salvare. Nu uitați să dați acolo un pumn de like, să vă abonați dacă n-ați făcut deja și desigur să intrați pe serverul din Discord în descriere. Eu v-am pupat și ne auzim data viitoare. La revedere!